Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Vă spun la o nouă întâlnire cu cântecul nostru popular și interpreți îndrăgiți, aici, la televiziunea Accent TV, în cadrul emisiunii Porți Deschise pentru Cântec, o emisiune care va aparține în totalitate. Este emisiunea în care am încercat și voi încerca să aduc în fața dumneavoastră comori de cântec românesc. Este emisiunea în care vom încerca pe cât posibil să nu ne îndepărtăm de tot ce ne-a lăsat Dumnezeu mai bun și mai frumos pe acest pământ. Una dintre cele mai frumoase daruri, unul dintre cele mai frumoase daruri lăsate de bunul Dumnezeu, cântecul popular. El a fost cel care, la bucurie și necaz, a alinat sufletele românilor de pretutindeni și i-a făcut să uite în clipe grele de necazuri și i-a făcut să se bucure la ceas de sărbătoare. Ei bine, așa cum spuneam în finalul emisiunii trecute, astăzi seară mi-am dorit, pentru că este prima zi de Cireșar, este ziua copiilor din întreaga lume. Și de aceea profit de acest prilej să adresez o urare sinceră de la mulți ani tuturor copiilor din lume, să fie sănătoși, că de frumoși sunt frumoși, și să ne ferească Dumnezeu pe noi și pe ei de tot ce este rău. Spuneam că astăzi seară ne vom bucura împreună, având alături de noi o interpretă a cântecului popular pe care personal o apreciez de ani de zile, și mai mult de atât, în această seară am ținut să-l aduc alături de mine pe cel care mi-a fost mentor profesional, omul de la care am învățat multe și chiar foarte multe în viață, de la cântec până la a fi om, și bineînțeles am și surprize pentru dumneavoastră. Dați-mi voie să spun așadar bună seara și bun venit doamnei Elena Popescu Lăzăroiu și nu în ultimul rând să-mi dați voie să vă spun sărut mâna și la mulți ani. Vă mulțumesc foarte mult. Pentru că astăzi își prinde în buchetul vieții încă un trandafir. Este o zi specială. Chiar dacă nu mai e copil, se bucură în aceea zi de sărbătoare cu ziua copiilor de pretutindeni. Maestre, da. Bună seara și bine ați venit. Să rămână nașule. Bună seara. Așa îmi place și mie să spun, și pentru că pare bine că suntem aici lângă solistele noastre care am cântat atâta timp cu dânsele. Acum 3-4 decenii. Așa. Și acum, 35 de ani, când am auzit că sunt dânsele aici, am venit cu toată dragostea și plăcerea să vin la acest concert. La această emisiune. Maestru Constantin Chisăr, un nume bine cunoscut pe Mapamond de acum, datorită turneelor pe care le-a efectuat alături de mari orchestre și, bineînțeles, unul dintre oamenii care păstrează nealterat folclorul autentic de pe Valea Dunării, interpretat la fluier, cimpoi, ocarină și caval. Ei bine, și surpriza pe care v-am pregătit-o în această seară, doamna Maricica Popescu, vreau un cadru general, Maricica Popescu, cea care ne-a fost colegă de cântec și care îi spun sărut mâna și bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, vă mulțumesc de invitație. Vă mulțumesc din suflet pentru surpriza frumoasă pe care mi-ați făcut-o, aducându-mi pe maestru și pe dumneavoastră în o emisiune așa de frumoasă. Trebuie să le spunem telespectatorilor că era prin anii 70, între 72 și 76, când împreună cu Maricica și sub bagheta maestrului Constantin Chisăr, noi susțineam recitaluri la diferite ocazii, da, și în diferite momente, și vreau să le spun telespectatorilor că a colaborat cu noi și Elena, dar mai mult Maricica, da,
Iar vocea ta atunci când ai apărut prima dată în peisajul localităților din jurul Craiovei a impresionat foarte mult, așa cum îi va impresiona și în această seară pe telespectatorii noștri. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vreau să-mi permiteți să-i salut pe colegii mei din regia de emisie și pe operatorii de imagine din platou, fără de care n-aș putea duce la bun sfârșit emisiunea noastră. Vreau să-mi dați voie să salut toți telespectatorii noștri și, bineînțeles, să fac cunoscut numărul de telefon 0353414410, număr de telefon la care puteți suna începând din acest moment, dându-vă posibilitatea să intrați în legătură directă cu noi. În momentul în care prima legătură telefonică va fi stabilită, colegii mei din regia de emisie îmi va face semn și vom intra în legătură directă. Până atunci, vreau să o întreb pe Elena Popescu-Lăzăroiu. Elena Popescu-Lăzăroiu și Maricica Popescu-Bălășin. Când le-am cunoscut eu, erau numai Elena Popescu și Maricica Popescu. Iată că între timp a intervenit Lăzăroiu la Elena și Bălășin la Maricica. O să vorbim despre familie puțin mai târziu. Vreau să începem prin a trece puțin în revistă întreaga ta activitate artistică. Eu n-am să-i spun carieră și când spun asta, mă gândesc la faptul că tu ai știut de-a lungul anilor să faci casă bună cu cântecul, să fii și dăscăliță și să te ocupi și de familie. Cel mai mult de familie. Da? Da. Bun. Ai început să cânti de când erai în satul tău. De unde vii tu, draga lui tata? Vin din satul Rasova, comuna Bălești, județul Gorj. Din Bălești, Gorjului. Dar primii mei pași pe scenă i-am făcut în satul natal, cântând la serbările școlare, da? Aplaudată și susținută de consătenii mei dragi. Mă încurajau și pe parcurs, mai târziu, s-au mândrit cu mine pentru ce făceam eu. Știu că de foarte mulți ani tu ai fost reperată de specialiștii din etnomuzicologie și folclor și că vocea ta a fost o surpriză plăcută pentru foarte mulți dintre acești oameni care dau girul artistic oricărui interpret. Da, în 1979 știți că am câștigat mult râvnitul trofeu Maria Lătărețu. Pe care îl avem și noi în față acum, da, și o să-l arătăm și vom vorbi mai multe. Și în 1979 am făcut primele mele înregistrări în Radio București. Bun. Rămânem la 1979, da? 79. La capătul celălalt al firului așteaptă cineva să intre în legătură directă cu noi. Alo! Alo, bună seara, domnul Nelu! Bună seara și bine ați venit în emisiunea noastră! Bună seara și invitațiile dumneavoastră! Cu cine avem bună onoarea? Bună seara, doamnă! Ioana Pârvulescu din Vlădulendor. Eu am scris, v-am spus că totdeauna eu scriu, dar trebuie să spuneți ca să audă și invitații mei. Da. Vă ascult, doamna Mioara. Poate cântece din seara asta, le dedic și eu băieților mei, nurorilor mele, da, vecinilor mele care mă iubesc, da, totul meu. Și are doamna Mariana un cânte, mă văzut și soacră mare, nu știu dacă l-are așa seara. Da, doamnă, vi-l dedic cu tot dragul. Foarte frumos, mai aveți unul care eu în tot timpul eu dedic la... Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc frumos. Pentru cei toți care ascultă această seară muzica dumneavoastră la accent. Dumneavoastră. Mă bucur mulțumim că sunteți ca de fiecare dată alături de noi și vă dorim, da, multă, multă sănătate și o seară minunată alături de cei eu dragi. Eu la fel vă urez o seară minunată și cât mai multe emisiuni frumoase. Doamne, doamne ajută, suntem decât la început de drum, doamnă, până la 100 de ani mai avem. Sănătate multă. Vă îmbrățișez, doamna Mioara. Eu la
fel și la fel, domnul Nelu, la revedere. Asta așteptam, să mă mai îmbrățișați și dumneavoastră, nu numai eu. Să rămână. Deci 1979, anul de... Anul de debut. De debut este în radio. De debut în radio. Anul de debut a fost în 1976. Nu, eu vorbesc de anul de debut în de radio, debut 1979. În radio, 1979. Da. Iar în 1981 am efectuat cele două discuri în Electrecord. 1981. 81. Se întâmpla până în Revoluție. Da. O perioadă, trebuie să le spun telespectatorilor, o perioadă în care foarte greu se realiza un disc în Electrecord, da, pentru că trebuia să treci printr-o serie întreagă de comisii și așa mai departe. Trei comisii. Și de la text până la linie melodică. Mi-aduc aminte că 18 piese am trimis la comisie și câte au rămas? Aprobate 4. 4, atenție, câtă severitate. Alo! Alo, bună seara! Sărut, mâna, bună seara! Burnica Doina mă numesc, sunt apropiat celor două doamne, mai ales doamna Lina Popescu Lăzăroiu. De unde ne sunați, doamna Rodica? Nu, Doina. Doamna Doina, de unde ne sunați? De la Bălcești, sunt directoarea de cămin. Este director, doamna director. De la Bălcești, Gorjului? Da. Doamnă, dați-mi voie să vă sărut dreapta și să mă bucur că sunteți o fericită, că trăiți acolo pe acele pământuri minunate, cântate inegalabil de cea care a fost supranumită privighetoarea nepereche a cântecului popular românesc, Maria Lătărețu. Eu mă bucur că m-am născut în acest sat și doamna Ioana Popescu mă cunoaște foarte bine. Sunt alături de adunei tot timpul și voi fi de aici încolo, alături cum am fost și până acum. Dedic toate melodiile pe care le vor interpreta în această seară cele două surori, primarului meu, colegilor mei de servici, tuturor cetățenilor comunei, mamei mele în primul rând și rudelor mele de la Ciocadia și frulor mele de la Sadu și de la Chizmana. Și dumneavoastră. Da. Vreau să vă spun că nu întâmplător, doamna directoare, sora mea a fost căsătorită în Ciocadia, acum din nefericire a trecut în lumea aceea. Poftiți? Cum se numea? N-am înțeles. Cum se numea? Cum se numea sora noastră? Cum se numește? Familia Doroghițoiu. A, o cunosc. Da. O cunosc de la Dirci. Da. Vreau să vă spun că de câte ori am ajuns acolo, n-am ezitat niciodată să vin în fața casei Maria Lătărețu și să las o lacrimă să cadă pe obraz, pentru că, la fel ca și pentru cei care iubesc cu adevărat cântecul popular, Maria Lătărețu a fost, este și va rămâne inegalabilă prin tot ceea ce a făcut pentru cântecul gorjenesc. Iar Gorjul trebuie să se mândrească că de aici a plecat spre cea mai înaltă culme și după aceea la ceruri această privighetoare nepereche. Este adevărat ceea ce spuneți și poate mai aveți ocazia. Noi vă invităm să mai veniți în zonă la noi. Cu mare drag, promit în mod solemn că am să trec și să vă caut și să stăm de vorbă, pentru că se pare că putem face lucruri minunate împreună. Cum să nu? Bine, o seară bună. Vă îmbrățișez cu drag. Doamna directoare, pentru telefon și... Uite, doamna Doina, doamna Doina, am înțeles, da? Da, doamna Doina Burlica. Eu nu o cunosc, dar mi-am dat seama din câteva cuvinte pe care le-a rostit că este un om predestinat pentru a face lucruri minunate, da, aici la Bălceștii Gorjului. Și așa cum a spus și dumneai ei, nimic în viață nu este întâmplător. Dumnezeu mi-a călăuzit pașii să ajung în satul Mariei Lătărețu, acolo, la școala generală din Bălcești, unde cu toată dragostea mă ocup și conduc grupul intitulat Bălceștii Mariei. Am ajuns de 3 ori pe săptămână, sunt în Bălceștii Gorjului, și de 3 ori pe săptămână intru în bătătura Mariei Lătărețu. Da. Vă spun că... Ești o norocoasă. Să știți că nimic în viață nu este întâmplător. Nu este întâmplător. Da. Mă bucur nespus de mult.
Haideți să începem să și cântăm. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am să o rog pe Elena Popescu Lăzăroiu, sărbătorita noastră de astăzi, să se pregătească să ne interpreteze primele două cântece, special în această seară pentru dumneavoastră. Și pentru că de fiecare dată când plec de la Craiova, fac o escală acolo la izvoare, am fost întâmpinat și sunt întâmpinat cu multă bucurie și cu multă dragoste de oameni minunați ce aparțin comunei Plopșoru. Vreau să-l salut pe domnul Nică și întreg personalul pe care îl conduce și toate cântecele din această seară să considere că sunt un dar muzical pentru domniile lor. Cântă și ne încântă la ceas de sărbătoare Elena Popescu Lăzăroiu. Am ieșit la horă ieri cu neicuța, mă ținea în brațe, lumea ne privea. Am ieșit la horă ieri cu neicuța, mă ținea în brațe, lumea ne privea. Îmi zâmbea neicuța și zâmbeam și eu, fericită-ți, Doamne, cu neicuța-l meu. Îmi zâmbea neicuța și zâmbeam și eu, fericită-ți, Doamne, cu neicuța-l meu. Din ochi neicuța, văd că nu mă pierde. O avea neicuța, el și alte fete. Dar din ochi neicuța, văd că nu mă pierde. Ce-ori crede dușmanii să creadă ce-ori vrea, dragostea e una și de partea mea. Mă iubește neica și-l iubesc și eu, fericită-ți, Doamne, cu neicuța-l meu. Dar nu sunt ca mine, așa de drăguțe. O avea neicuța și alte mândruțe, dar nu sunt ca mine, așa de drăguțe. Eu mi-l mângâi și mi-l ocrotez, știe neculița ce mult mi-l iubesc. Mă iubește neica și-l iubesc și eu, fericită-ți, Doamne, cu neicuța-l meu. Această lume, dar din ele toate, nu-i una ca mine. Dușmancele mele pe lume să crape, neica mă iubește, nu am ce le face. Mă iubește neica și-l iubesc și eu, fericită-ți, Doamne, cu neicuța-l meu. Mai frumos mă poartă, mulți au încercat ca să ne despartă. Neica mă iubește, mai frumos mă poartă. Copiii sunt mari, suntem fericiți, am pornit pe un drum și suntem uniți. Mă iubește neica și-l iubesc și eu, fericită-ți, Doamne, cu neicuța-l meu.
viață, foaie lată. Am crescut băiat și fată, frunzuliță, foaie lată. Am crescut băiat și fată. I-am crescut la tinerețe, ca să-i am la bătrânețe, ca să-i am pe lângă mine, bătrânețea să-mi aline. I-am legănat, de bine i-am învățat. I-am crescut, i-am legănat, de bine i-am învățat. Ei când vor porni la drum, aibă lumea sfatul bun, cinstea sufletul curat, cu măicuța i-a învățat. Eu văd că-mi bătrânesc, zi de zi mă uit cum cresc, și eu văd că-mi bătrânesc. Timpul iute o să treacă, băiatul în armată pleacă, să-mi-l văd și însurat, puiul mami drag băiat. Doamne, o fetiță, bobocel de lămâiță. Mi-ai dat, Doamne, o fetiță, bobocel de lămâiță. Și mă rog, Doamne, la tine, soția aproape de mine, atunci când noi mai putea cu canapă să-mi dea. Mi-a dat tot ce-am dorit eu, mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a dat tot ce-am dorit eu. Mă mai rog, Doamne, la tine, să-mi dai și mie zile, să-mi dai zile să trăiesc, nepoții să-mi cresc. Mă mai rog, Doamne, la tine, să-mi dai și mie zile, să-mi dai zile să trăiesc, nepoții să-mi cresc. A fost Elena Popescu Lăzăroiu, cea care ne-a interpretat primele două cântece în această seară, reamintindu-ne de anii frumoși ai tinereții când pășea pe drumul cântecului popular și iată-o astăzi, o interpretă bine cunoscută aici în Gorj, o mămică și o soție, o mămică fericită și o soție iubitoare. Să știți că sunt o mămică fericită. Am înțeles din cântec. Așa. Și tot ce am, așa cum spun și în cântec, tot ce am cerut bunului Dumnezeu mi-a ți-a dat. Am doi copii, o fată și un băiat. Sunt la casele lor, sunt realizați în viață și mă bucur și de trei nepoței, pe doi i-am acolo în diplomile mele. Și sunt toată comoara vieții mele. Da. Mai avem un telefon. Alo! Alo, bună seara, să trăiască domnul Nelu. Să trăiți domnul Costel de la Cătunele. Mulțumesc de recunoaștere. Să trăiți dumneavoastră, cu tot respectul. Vedeți, acum vă pot confirma că am și eu puțină ureche muzicală dacă am cântat alături de maestru Chisăr, da, domnule, da, împreună cu surorile Popescu din Gorj. De super, ce să mai. Deci am îmbeșnit unul cu celălalt. M-am școlit. Vă ascult, domnul Costel din Cătunele. Da, da, da. Vă rog. Vreau să fac și o ridicare specială pentru nepoții mei. Da.
pentru părinții mei, Constantin și Valentina, pentru cumnata mea, fratele meu, sora mea, verișorii mei, mătușile mele, toți care mă cunosc din comuna Cătunle, județul Gorj, și aș las o melodie la alegerea dumneavoastră cu invitatul dumneavoastră și pentru invitatul dumneavoastră, invitate și domnul de din colț. Domnul Chisăr. Da. Bine, domnul Costel, vă îmbrățișem cu drag și vă dorim tot ce e mai bun și mai frumos pe lume. Vă mulțumesc frumos așa, domnul Nelu, că sunteți un om cel mai tare de pe cartierul nostru. Da, așa e. Da. Bine. Te îmbrățișez cu drag. Ne auzim cu bine. Uite, am găsit aici pe masă atestatul de artist liber profesionist. Nu știu, al meu era semnat de Dina Cocea, nu știu al tău de cine e semnat. Dar e bine că îl mai păstrez, da. Și să-mi aduce aminte după emisiune să te învăț ce trebuie să faci. Da? Da, sigur că da. Ce să faci cu el? Da, da. Că nu oricine a avut. Unii au avut carnet de UTC, unii carnet de partid. Noi am avut atestat de artist liber profesionist, eliberat de Consiliul Culturii și... Știi tu de cine, nu? Da, da. Așa. Vreau să spun, draga mea, că mare ne-a fost bucuria astăzi să realizez această întâlnire cu dumneavoastră și când spun asta mă refer în primul rând la maestru Chisăr, care și-a dorit să vă reîntâlnească după ani și ani de zile. Domnia sa după Revoluția sta mai puțin în țară și mai mult în turnee. Dar iată că vine o vreme când trebuie să te retragi. Fie pâinea cât era tot mai da. Bună. Le spuneam telespectatorilor că de la dânsul am învățat multe lucruri frumoase. Vreau să vă spun că în anul 72 am început să cânt și la Casa de Cultură din Craiova era, funcționa pe acea vreme ansamblul Doina Băniei. Am avut norocul ca acolo să-l întâlnesc pe unul dintre prietenii noștri comuni, un profesor drag nou, profesorul Valentin Staicu, care ne-a facilitat întâlnirea cu maestru Chisăr și am avut și fericitul noroc să mă ia la o nuntă cu dânsul. Mi-aduc aminte și astăzi că prima nuntă a fost în comuna Giurgița, județul Dolj, de la Segar, cea mai au fost primii bani mai jos, nu? Da, primii bani câștigați și era nunta unui polițist de la circulație. E, vreau să spun că a fost primul meu test și prima mea ieșire sub bagheta maestrului. Nu mă interesau banii pe acea vreme. Mă interesa faptul că vroiam să învăț. Să învăț și să mă perfecționez, pentru că dânsul avea una dintre cele mai bune formații în acea vreme, dar mai mult de atât eram interesat de școala vieții. Pentru că e foarte important să înveți ceea ce trebuie să faci în viață. Nu este suficient să cânți dacă n-ai în tine și un dram de omenie. Sunt mulți interpreți care au voci bune, dar dacă li se urcă la cap că ei sunt mari artiști, nu o să facă nimic niciodată. Așa se întâmplă. Am avut în viața mea această mare bucurie de... Am legat sufletul de nume mare ale cântecului popular românesc, de la Maria Ciobanu în jos. Apropo de Maria Lătărețu, gândiți-vă că în anii 69 eu închideam la baretă. În anul 69 eram la Turnul Severin și am câștigat un premiu întâi la Dialog la Distanță, un concurs, festival concurs realizat între județe pe acea vreme. Mai avem un telefon. Alo! Alo, bună seara, domnul Nelu Șerban! Sărut mâna, doamnă! Și invitațiilor din această seară! Bună seara! Cu cine avem onoarea? Mă numesc Mioara Scurtu. Da, doamna Mioara.
Și vă sunt din Bala de Sus, Mehedinți. A, de la stațiune? Da, dar mă bucur nespus de mult că aveți lângă dumneavoastră două surori gorjene care mi-au bucurat sufletul și mie cu ceva ani în urmă. Păi cum? Cum au reușit? Păi fiind și eu gorjeancă din Lelești. A, Foaie Verde Mercrețe, sunt gorjeancă din Lelești. Da. Da. Aș dori să dedic și eu toate melodiile din această seară. Da. Băieților mei, Sandu, da, Marian, Florin și Gabriel, da, nepoțelei mele din Franța, Chiara și frățiorul ei, Lucenzo, astăzi pentru trebuie. Alex, Mario și Giulio, pentru nurorile mele pe care le iubesc nespus de mult, da, Ionela, Cristina, Denisa și Selin, da, soțului meu, mamei mele care locuiește în Lelești, da, rudelor și consătenilor din Bala și Lelești, în special vecinei mele Bianca și Alice împreună cu prințeșorul ei, da, pentru Diana și îngerașul ei, da, Diana Lătărețu al lui Ciprian. Da, da, da. Nu în ultimul timp, rând pentru dumneavoastră și toți cei ce ne cunosc. Trebuie să-i spun și eu finuțului meu la mulți ani. Îi salut pe toți cei ce alcătuiesc familia ta, Potălătărețu, și vreau să-l salutăm pe părintele... Sâmbăta trecută am fost la Lelești la un eveniment mai puțin plăcut, da, și m-a rugat părintele Dănău, da, Ion, să vă salut și să vă amintesc că ați luat masa împreună, da, e adevărat, la familia Tapotă-Lătărețu. Și am și botezat... Da, și pentru tantinuța care... Și am și botezat un băiat în biserica domniei sale. Da. Pe băncuță. Da. Doamna Mioara, vă îmbrățișem cu drag, vă dorim o seară minunată, rămâneți alături de Accent TV pentru că nici nu știți ce pierdeți dacă schimbați canalul. Da? Nu schimb, că în fiecare seară urmăresc. Cântecile să fie pentru dumneavoastră și cei dragi. O seară bună în continuare, doamna vă Mioara. Vă mulțumesc frumos. O maestre, seară frumoasă în continuare. Să rămână. Maestre, v-aș ruga să vă pregătiți să ne interpretați primele două piese. Nu de altceva, dar să vadă telespectatorii că n-ați venit numai să vă întâlniți cu surorile Popescu. Vreau să le cânt la... Să le aduceți aminte de... Să cânt la toți gorjenii cum cântam pe vremuri, da, la televiziune, la TVR1. Pe TVR1, da. Așa. Maestru Constantin Chisăr a avut fericita ocazie să fie coleg de ansamblu într-o perioadă cu marele saxofonist Marin Popa, care a activat aici la dumneavoastră în perioada anilor 70, da, și ceva. Și iată că astăzi am ținut în mod special să-l aduc aici la Târgu Jiu. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că, deși are o vârstă foarte înaintată, se ține tânăr și frumos și încă mai are multe de spus și în lada domniei sale de zestre zac încă comor de cântec românesc. Constantin Chisăr.
Am ascultat pe maestru Constantin Chisăr interpretând o doină și Găile la fluier. Am zis bine, maestre? Da, da, bine. Găile, uite, deci vedeți că... Găile și doina. N-am uitat. N-ai uitat. Da. Dacă ai cântat atâția ani cu mine, păi ai învățat... Trebuie să le spunem telespectatorilor că la început n-aveam stativ de microfon și vă țineam microfonul la fluier. Da? Așa era pe vremurile alea, era lumea... N-avea lumea atâtea dotări ca astăzi. Băi, așa era viața. Eu când am început să cânt, la 6 ani, fiind din familie, a cântat bunicul, a cântat tata, unchiul. A cântat unchiul, fratele, toți au cântat. E, când m-am făcut mai mare la 12 ani, era un cioban de cântat bine cu fluierul și era prieten cu unchiul, cu tata. Și venea pe la noi, vedeam cum cântă ciobanul și, pe urmă, când unchiul nu era la servici, tăticul era cu munca și eu mă duceam pe la 12 când ciobanul avea oile la umbră. La umbră. Așa. Și mă duceam, m-am dus azi, m-am dus mâine. Și ai învățat cu fluierul. Și, pe urmă, am mai stat câteva zile și mă duc. Când mă duc, cântând, că era aproape de mine. De casă. Așa. Cântam. Dar venea câinele, care îl cunoșteam, mă venea lătrând și ulind către mine. Sunt două variante, ori cânta, ori lătra de drag, ori nu-i plăcea fluierul. Da, să vezi ceva. Când a venit, eu mă speria să zic, mă face praf acum. Dar a venit, m-am oprit, mă uitam urât, așa, fricos la el. Fricos. Dar el... stă jos în fund și dă din coadă. Eu când am văzut, gata, am pus mâna pe el, a început să cânt. Și el iar venea după mine și lătrâni. Și v-ați dat seama. Dar să vezi, când am ajuns la Cătun, unde era acolo ele. Ăla, măi, băiatule, tu știi de ce veni câinele așa? Lătrânce ulin. Nu știu, domne. Domne, ce ciobanul e plecat de 2 zile. Și el n-am auzit fluier. Și cum a auzit fluierul, fii atent, imediat a s-a liniștit. Să... Da. E bine, mai. De acum încolo și noi, când ne-o certa nevestele, să începem să fluierăm. Așa. Vorbind din trecut, cum a fost viața, așa acum este. E altceva. Da. Ei, bine, dragii mei, vreau acum să-mi dați voie să mă întorc și în dreapta la ele, la Maricica Popescu. Ea vorbește mai puțin, dar trebuie să recunoaștem că tare dragă ne-ai fost ascultându-te cântând și că reîntâlnirea cu tine a fost astăzi o bucurie și pentru maestru Constantin Chisăr și pentru mine. Nu ne-am întâlnit de ceva ani. Tu ești puțin mai emotivă, ești mai nostalgică, pentru că în ochii tăi acum văd lacrimi. Și, bineînțeles, da? Ține microfonul. Parcă au venit doi luceaferi. Da? Bine, nu mai suntem noi frumoși ca acum 30 de ani, da. Dar important este că trăim frumoase, acele amintiri, nostalgia acelor amintiri frumoase, când... făceam lucruri minunate pe unde ajungeam și iată că nu ne-a bătut nimeni. Nu. Nu? Nu vreau să mă întoarcem Vreau să în urmă, dacă mi-am dorit din suflet, domnul Nelu, îmi cer scuze că intervin, ca sora mea să fie alături de mine astăzi, pentru că când eram elevă la școala generală, ea fiind mai mare, deja cântam spectacole și mă lua și pe mine cu ea ca spectatoare. Da. Iar pe parcurs mi-a prins bine că deja căpătasem ceva experiență. Eu vreau să spun că prezența ei alături de formația maestrului Chisăr era ceva special, pentru că Maricica venea cu un stil pur gorjenesc, iar oamenii erau foarte dornici să vadă și să asculte acest stil de interpretare. Pe vremea aia noi aveam și un electronist bun, Dumnezeu să-l odihnească, pe Lucică Năstase,
Și s-auzeam șapte sate și șapte văi, știi? E, bine, vorbim de toate astea după o scurtă pauză publicitară. Am să rog colegii din regie să luăm o foarte scurtă pauză publicitară, după care o să o ascultăm și pe Maricica Popescu Bălășin cântând. Publicitate. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Accent în Gorj. Accent în Gorj. Scriem săptămânal despre evenimentele importante din județul tău. Accent în Gorj. Social, cultură, monden, politic, publicitate și sport. Gorjenii citesc Accent în Gorj. Accent în Gorj, un ziar care te reprezintă. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Baby, that's real good. You hit that spot. That spot. You got me hot. Antimpex, distribuitor piese auto Angro și Andetail pentru camioane și autoturisme, anvelope și accesorii auto. Antimpex asigură montarea pieselor cumpărate de la noi. Se oferă servicii de logistică cu camioane proprii, intern și internațional. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Narciselor, lângă Vamă. Relați la telefoanele 0253 212280 sau 0732 402546. Antimpex, pentru siguranța dumneavoastră. Motel Restaurant Azur, situat în localitatea Câlnic, la 20 de kilometri de Târgu Jiu, dispune de camere pentru cazare, parcare privată cu monitorizare și stație Beko. Lasă-te cuprins de savoarea mâncărurilor și a delicateselor culinare, într-o ambianță potrivită, atât pentru cine romantice, aniversări, nunți, botezuri și alte evenimente deosebite din viața dumneavoastră. Restaurant Azur vă invită să serviți meniul zilei într-o gamă variată de mâncăruri românești la prețul de numai 12 lei. Rețineți! În fiecare seară de vineri, Restaurant Azur vă așteaptă să petreceți alături de invitații speciali din muzica românească. Cumpără de la DIV materiale de construcții. Construiește-ți casa mult dorită sau reamenajează-ți locuința. Depozitul DIV îți oferă materiale de construcții potrivite nevoilor tale. Te consiliem să alegi cele mai bune produse pentru tine. Suntem rapizi și eficienți. Comandă telefonic sau fă-ți lista de cumpărători online pe www.magazinuldiv.ro. Livrarea se face pe loc. Contactează-ne și te vei convinge. Desigur, la DIV poți plăti și cu cardul. Oferim 6 rate fixe, fără dobândă, direct în magazin, în parteneriat cu Banca Transilvania. Ne găsiți în localitatea Bălești, DN67, numărul 132. DIV. Construim împreună.
Amy Evans Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice. Amy Evans Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. Amy Evans Music. Cu Zvarna România dă startul promoțiilor la pachetele formate din Moto Unelte și Moto Fierăstraie la prețuri începând cu 1499 de lei. La Husqvarna 440 și 562 se oferă discount plus 5 litri de ulei pentru lanți, precum și la Moto Unelte primiți discount plus diverse cadouri. Mari reduceri la mașini de tuns gazonul. Husqvarna România. Ne găsiți în Târgu Jiu, Strada Victoriei și Bulevardul Ecaterina Teodoroiu. Motru, Calea Severinului, Turceni, Platforma Termocentralei, Târgu Cărbunești, Aleea Trandafirilor, Novaci, Piața Centrală, Padeș, Apa Neagră. Relații la numărul de telefon 0253210736. Ia-l naibii de greu să fim cei mai buni. Restaurant Casa Bosneanu, locația ideală pentru organizarea de nunți, botezuri și mese festive. Restaurant Casa Bosneanu, o locație deosebită, rafinată, cu un stil unic la prețurile cele mai accesibile. Într-o atmosferă cu totul specială, Casa Bosneanu a devenit preferata clienților cu bun gust și cu un buget rezonabil, oferind clienților șansa să nu regrete niciodată că au ales această locație. Alegeți Casa Bosneanu! Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. Robleo, prin locațiile din 14 octombrie, numărul 156, lângă Rombat, și Calea Severinului, numărul 26, zona Bucur, comercializează porumb, grâu, orz, șrot floarea soarelui, șrot de soia, tărâțe de grâu, dar și o gamă diversificată de furaje și concentrate de cea mai bună calitate din România, marca Evialis. Marca Evialis. Pentru pui, curci, rațe, prepelite, viței, iepuri și porci. Pentru sezonul de primăvară, venim în întâmpinarea dumneavoastră cu semințe de porumb, orzoaică, mazăre furajeră, lucernă și ovăz de la firme consacrate Sateni, Union, Pioneer, Olt, Fundulea. Începând cu luna martie primim comenzi de pui de găină, curcă, rațe, gâște, import Ungaria. Relații la telefoanele 0253 237 771 și 0769 633 205. Ceea ce vă oferim noi este... Avem cea mai bună ofertă pentru... Nu știți ce pierdeți dacă... Stop! Noi știm că vrei fapte, nu povești. De aceea te așteptăm la Max. La noi, ecuația e simplă. Materiale de construcții cu adevărat calitative. Portofoliu de produse extrem de diversificat, adică totul de la fundație și până la acoperiș, inclusiv cele mai moderne finisaje. Despre prețuri vă spunem doar atât. Nu avem concurență. Ne vizitezi și te convingi. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narcis lor numărul 35. Max, pentru casa ta. Am revenit din nou, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aici în studioul de televiziune Accent TV din inima Gorjului, de unde în această seară aducem în casele dumneavoastră bucurie prin cântecele interpretate de invitații mei, Elena Popescu, Elena Popescu, Lăzăroiu, Maricica Popescu, Bălășin și maestru Constantin Chisăr. Le spun și numele bărbaților, că dacă nu mai știi, nici nu le mai primești acasă. Da. Nu terminasem discuția cu Maricica. Spuneam că tu ai venit în peisajul nostru din partea de sud a Olteniei, în colaborările pe care le-ai realizat cu maestru Constantin Chisăr, cu un stil pur autentic de Gorj, interpretând cu multă măestrie cântecele Mariei Lătărețu. Da, așa este. Oamenii au fost foarte receptivi la stilul tău de interpretare și an bun de zile ai colaborat cu maestru Constantin Chisăr. În această seară mi-aș dori, dragă Maricica, ca prin cântecele tale să reușești să ne convingi că din totdeauna ai fost, ești și vei rămâne o împătimită a cântecului popular gorjenesc, iar
darul de la Dumnezeu, glasul tău, a fost unul special care ți-a dat posibilitatea să fii remarcată. Chiar dacă poate nu te-ai bucurat de premiile pe care le-a obținut sora ta, pentru că tu ai fost mai mare și te-ai măritat mai repede. Are și ea suficient. Am glumit. Dar n-ai fost. De exemplu, ea a câștigat Maria Lătărețu. Eu n-am avut ocazia. N-ai avut ocazia, vezi, dacă ea a fost mai mică. Atunci chiar se căsătorise. Da. Acum am să te rog să interpretezi primele două cântece din această seară pentru toți telespectatorii noștri și mi-aș dori ca toate cântecele interpretate de invitații mei în această seară să fie un dar muzical pentru o sărbătorită din Focșani, Vrancea. Este vorba de doamna Gurău Maria, care astăzi își serbează ziua de naștere și mai mult de atât, la ceas de sărbătoare, cei doi fii, Fănel și Iulian, împreună cu cele două nurori, fiica Margareta și toți nepoții, o îmbrățișează și urează viață lungă, sănătate, bucurii și împliniri alături de cei dragi. Și din partea noastră, la mulți ani și tot binele din lume. Doamnelor și domnilor, cântă și ne încântă Maricica Popescu Bălășin. Nei că te-am iubit odată, de credeam ochii că-mi seacă. Nei că te-am iubit odată, de credeam ochii că-mi seacă. De lacrimi și de suspine, ce mult am plâns după tine, omnicuță. De știi ce mult te-am iubit, te-ai mirat cum n-a murit, te-ai mirat cum n-a murit, întreba lumea prin sat, nică de ce m-ai lăsat, mă. Mă-ntreba lumea prin sat, nică de ce m-ai lăsat, mă. Mi-era sufletul pustiu și le spuneam că nu știu, omnicuță. Inima mea râdea de dor, aș fi vrut să mor, aș fi vrut tu să mor, omnicuță. Mă gândeam că viața toată am să fiu tot supărată, am să fiu tot supărată.
că viața unui om nu-i ca frunza unui pomar. Nici că viața unui om nu-i ca frunza unui pomar. Frunza care se usucă, omul prin ce trece uită, om nicuță. Uită și rele și bune, numai dragostea-i rămâne, că trăiești neica pe lume. Frunza care se usucă, omul prin ce trece uită, om nicuță. Uită și rele și bune, numai dragostea-i rămâne, că trăiești neica pe lume. Și rândul meu să te fac cum doresc eu, măi.
A fost Maricica, stai acolo Maricica, stai acolo. A fost Maricica Popescu Bălășin, care iată, aș vrea să mai dați o dată un cadru cu costumul ei. Măi, Oli, dați un cadru, stai acolo Maricica, cu costumul ei pur gorjenesc, de jos până sus. Și vreau să scoateți în evidență Marama, pentru că o interpretă din Gorj, dacă nu-și pune Marama pe cap, parcă nu reprezintă Gorjul. Maria Lătărețu purta Marama ca pe un lucru sfânt, totdeauna fapt, pe scenă. De fapt, costumul național la fel. Așa este. Eu îl consider ca un veșmânt. Iată sfânt. Cât de mult reprezintă această maramă, iar Maricica în această seară ne-a făcut și pe noi să lăsăm o lacrimă pe obraz. Și vreau să le spun telespectatorilor noștri că maestru Chisăr îmi spunea că trei voci mari l-au cutremurat așa de-a lungul anilor. Cine spuneați, maestre? Filoftea Lăcătușu. Filoftea Lăcătușu. Așa. Maricica Popescu și Vasilica Dinu. Și Vasilica Dinu. Le ascultați cu multă dragoste, cu multă plăcere și... Le-am ascultat... Cu sufletul. Dumneavoastră ați fost mai pretențios așa ascultat, nu? Da. Ei bine... Am avut și dascăl bun, domnul Nelu. Cum primul ați? Nostru dascăl... Au fost cântecile Mariei Lătărețu, pe care le ascultam la un aparat de radio care și acum îl păstrăm în casa părintească și cu care cântam zăvoi. Da? Dascălii noștri. Și ați mai avut ceva, măi. Ați avut harul și darul de la Dumnezeu. De la Dumnezeu. Da. Cu care v-am zestrat amândouă și spuneam de Maricica, ea are ceva special în gât și... În comparație cu tine, eu n-am spus, niciodată n-o să spun, una e mai bună ca cealaltă, nu. Voi sunteți două flori dintr-o tulpină, care așa, cântați așa frumos de tot amândouă. Eu făceam remarca că, spre deosebire de tine, care ai avut o altă perioadă, alte posibilități de a te remarca, ea n-a avut această perioadă, această posibilitate, deși vocea a ajutat-o extraordinar, da. Și o ajută încă. Și vezi, tu ai câștigat festivalul Maria Lătărețu, ai câștigat festivalul Maria Tănase și multe alte festivaluri. Și mult râvnitul trofeu Floarea din Grădină, Floarea din Grădină, dar și sora și Maricica, și Maricica a câștigat trofeu Floarea, da. Din Grădină. Un trofeu înainte. Pe care nu prea îl cucerea oricine. Așa este. Și vreau să spun că am citit în cartea prietenului meu Dorin Brozvăș, pe care vreau să-l salut acum, și eu centenarul salut. Mariei Lătărețu, da. Câteva rânduri frumoase despre tine, ca să vezi că și eu știu să citesc. Și știu că după Floarea din Grădină și festivalurile pe care le-ai câștigat, ai avut ofertă să pleci la București, la ansamblu Ciocârlia. La ansamblu Ciocârlia, da. Și tu ai ales să rămâi aici la Gorj. Iar în 1981, în vara anului în care m-am căsătorit, am primit o telegramă de la ansamblu Ciocârlia, prin care mi se solicita angajarea mea acolo. E, la asta... vremea respectivă... Maria Lătărețu, da. Eram în turnee cu vagoane, cu cușete și dormeam fiecare în cușetele noastre. Și ea mă chema, ia cavalul ăla și mai vine și la mine în cușetă. Mă duceam cavalul, cântam doi, ne cântam. Mă, bra, mă, frumos. Cântai singur sau cu maestru Cicea, da. La chitară? Da. Ce frumos e instrumentul ăsta, mă, dacă... Da. Dacă când am fost... Maestre, câți erați în marea orchestră? 40. 40 de instrumentiști. Da, numai instrumentiști, da. Asta se întâmpla în anul? Din 61 până în 70. Din 61 până în 70. Da. Sunt am ceva... Am fost cu Oprea Paraschiv în Anglia. Și când ați fost la festivalul din Anglia? Nu festival. Sau în turneu? Un turneu. Am stat în Anglia acolo și dam concerte.
prin oraș. Și stăm în Londra, pardon. Și la 2-3 zile venea ăștia, muzicieni mari, domnule, oameni clasici, etc. Da. Venea și... Și vă ascultau. Nu, mă chema impresarul și... Pentru instrumentele populare. Pentru da. Caval, auzi? Da. Să uita la caval. Și pe urmă mă întreba, dar ce, cum? Cum fac nota de sus și octava? Erau curioși pentru că nu aveau instrumentul. Dați-mi voie să răspund la un telespectator sau telespectatoare. Alo? Uite că a închis, vedeți? Cer scuze, dar reveniți repede că noi vă ascultăm. E prea frumoasă povestea și nu oricine se poate mândri că a umblat... Da, să spun o chestie. Așa. Am făcut turneul la Nangil. Stați să vă răspundem la telefon. Alo? Alo, bună seara. Bună seara, cum vă numiți și de unde ne sunați? Mă numesc Adriana, sunt din comuna Fărcaș, județul ăsta Plopu. Măi, Adriana, de la Fărcaș ești? Da. De lângă Tălpaș? Da, da. Și când ajungi la Melinești, unde o iei? La stânga sau la dreapta? Când la ajungi... dreapta și la stânga. Și la stânga și la dreapta, uite așa se joacă fata, da? Bine, măi, te ascult. Aș dori și eu o melodie a doamnei Luminița Cicleanu, la Fântânița din Poartă. Așa. Pentru familia mea. Bine, îți promit că o să o chem și pe Luminița Cicleanu și am să o pun să cânte numai pentru tine. În această seară îți ofer în dar cântecele interpretate de invitații mei, da? Da. O seară bună și te îmbrățișez cu drag. Bine, mulțumesc, la fel. Da. Maestre, sunt amintiri frumoase pentru că... Da, să-l spun cum s-a întâmplat. A mers... O lună, într-un an. Acum... Vorbiți de turneele cu vagoane. Așa, da. Nu cu... Cu Anglia. Cu Anglia. A doua oară, al doilea an, mă venesc cu Oprea Paraschiv. Bă, marele, Costică, marele da, dirijor. Bă, ce vezi că mergem în Anglia iar. Da. Dar eu aveam nunțile toate duminicile, că era vorba de o lună. Da. Dar eu, maestre, domnule, vă rog să mă scuzați. Am toate dubinece ocupate și nu pot să merg. Dar el, bă, nu mai vorbi treaba asta. Tu știi cât ține impresarul la tine, fără... Eu nu merg fără tine, că ăla mă întreabă da. De tine, că a văzut azi, impresarul... Ați rezolvat-o și ați plecat, că mi-aduc eu aminte că ați plecat. Și pe urmă, ce se întâmplă? Și ni l-a dat pe, pe fratele cu saxofonul. Aduc aminte, ne-a oprit. Așa, da. Și nu știm. A dat telefonul... Păcuraru, care era șefa noastră la seama. Și asta îmi dă telefon. Ce, dacă nu te duci, nu mai fii la serviciu. Așa este, mai. Și ce crezi? A venit, m-am dus, n-am avut un cotru. Când i-am promis la Oprea că mă duc. Da. Cu o săptămână s-a făcut o grevă acolo, nu știu, și n-am mai plecat tot în turneu. Lăsați un cadru de general. Și eu când m-am dus la nuntă la Caraula, a venit câțiva oameni. Dom'le, ce auzim că nu vii la nuntă, dar eu, ca să nu pierd clientela, doar să, dom'le, am glumit. Am glumit. Maestre, glumim, nu glumim, dacă nu avem telefon, avem telefon sau nu avem? Bun, dacă o să avem, colegii mei o să-mi facă semn. Până atunci, vreau să o rog pe Elena Popescu să se pregătească să ne mai cânte ceva, că de-aia a venit să ne și cânte. Cu mare drag. Doamnelor și domnilor, cântecele, avem telefon. Alo? Alo? N-am mai plecat tot. Alo? Alo, alo? Ce bucurie, bună seara! Alo? Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, bună seara, eu vorbesc, da? Da, da. Dacă n-avem telefon, avem telefon sau nu avem? Pe ce vorbiți? Da. Bună seara, dați-vă mai departe de televizor. Da, da, da. Dați-vă mai departe.
Mă dau mai departe, Nelu, mă dau mai departe, sunt Petrică Șerban. Da, de la, de la București. Da, știu da. Că ne urmăriți acolo. Da, vă ascultăm cu mare drag. Eu zic să lăsăm acum, să lăsăm și... Nu, e bine, alo? Sunteți în direct cu noi, știu că vreți să ne, să ne salutați. Alo, alo. Da. Alo, acum e bine, m-auziți? E foarte bine, vă ascultăm. Bună seara, vă zic și eu. Bună seara, vă zic. Bună seara, bună seara. Gata, așa e bine? Foarte bine. Voiam să-ți dau și eu bună seara și să-l salut pe domnul Constantin Chisăr, că îl cunosc destul de bine. Da. Eu sunt unchiul lui Nelu Șerban. Da. Și să fratele tatălui meu de la București. Nu l-am putut să-l mai sun de Sfântul Constantin, pentru că telefonul care l-aveam eu nu mai răspundea dânsul. Da. Și îmi plac emisiunile dumneavoastră foarte mult. Asta. Știu că le urmăriți acolo la București, e vorba de fratele tatălui meu. Totdeauna, singur, da. Cel mai mare senior din neamul Șerban și vreau să le spun telespectatorilor că dacă l-auziți pe unchiul meu cum cântă cu fluierul, ziceți că e maestru Chisăr, dar dânsul a avut alte îndeletniciri și nu s-a dedicat întru totul cântecului. Da. Când și acum, am fluierele lângă mine, pe aici. Și mai cântă frumos și cu vocea, da? Da. Bine, hai, îi lăsăm să continue acolo, Vreau să vă mulțumesc pentru telefon, să-i salut pe toți cei dragi și să vă mulțumesc că ați intrat în legătură directă cu noi, și să-l salutați. Și vă mulțumim și ne simțim că suntem în Gorj cu ocazia asta. Păi, de fapt, sunteți gorjan la origine, de la Stoina, așa că... De la Stoina Păișan, satul da, Păișan. Trebuie să le spun telespectatorilor că sunteți un nostalgic al copilăriei dumneavoastră. Vrei de mine, da. Și de fiecare dată... Chemat, anul trecut am mai chemat doamna primăriță și mi-a dat o diplomă de... Uite, vezi ce onoare! Da. Așa da. Da. Să veniți acolo să mai facem o petrecere, mai bem cu un vin. Da, domnul Constantin Chisăr. Bine, la revedere, da. O seară bună în continuare. La revedere, mulțumim, sănătate, numai bine, pa. Da, iată că, vedeți, vreau să-i salut și pe toți cei de peste hotare care ne urmăresc acum și nu uitați că www.accent.tv vă stă la dispoziție pentru toți cei care sunteți plecați peste hotare și în țară, bineînțeles. Am să rog pe Elena Popescu să se pregătească să ne interpreteze alte două cântece, special pentru toți telespectatorii postului nostru de televiziune. Și vreau să salut un prieten drag sufletului meu, este vorba de domnul Sabin Firiza. Vreau să salut pe domnul director Tudor și să le ofer în dar toate cântecele interpretate de invitații mei din această seară. Puișorul meu, mă.
face casă cu tine într-un mijloc de pădure. Mi face casă cu tine într-un mijloc de pădure. Și-o sta pe munte de brad, și-o trăi în lume cu drag, și-o trăi în lume cu drag, puișorul meu mă. Și-o sta pe munte de brad, și-o trăi în lume cu drag, și-o trăi în lume cu drag, puișorul meu mă. Thank you.
ce ești, omule, pe lume? Ești ca roa dimineții, nu știi cât ai firul vieții. Firul când s-a terminat, ți-ai luat drumul și-ai plecat. O să-ți faci din piatră casă, poți să-ți faci din piatră casă, dar moartea tot nu te lasă. Moartea de-ar lua bani cu sacu, ar muri numai săracu. Într-o zi sau într-o noapte pleci, omulele, la strânge omul ca furnica, când moare nu ia nimica. Tronul, crucea și-un capac, tronul, crucea și-un capac, tot ce-a adunat, și 2 metri de pământ, pentru asta ai muncit. Viața-i dulce și frumoasă, viața-i dulce și frumoasă, moasă, dar când ți-e mai drag te lasă, că așa-i de când pământul, ce-i frumos trece ca vânt. Hei, asta înseamnă Gorj. Asta înseamnă o doină gorjenească, asta înseamnă o voce extraordinară și ce drag mi-e să spun că astea toate se întâmplă aici, în Gorjul, care a dat cântecului popular voci extraordinare, mari nume de mării, mari interprete și iată că Gorjul are încă comori neștiute. Am să rog colegii mei din regia de emisie, dacă avem telefoane, să fim foarte operativi, pentru că vreau să ne încadrăm în timpul alocat emisiunii. Vreau să spun că îmi doream să ascult o doină. Mă bucur, așa ca la, cu mare drag. Ca la ea acasă. Și iată că ne-ai oferit această posibilitate. Maestre, știu că și dumneavoastră sunteți un împătimit al doinelor și am să vă rog să vă pregătiți cavalul. Păi nu. Sau nu, ce? Nu. Cânt un joc. Un joc? Un brâu. Dar să ne cântați și cu cavalul. Am spus că sunteți un împătimit al doinelor, dar zic să luați cavalul și să ne cântați ceva ca să schimbăm. Mai avem un telefon. Alo? Alo? Bună seara. Bună seara.
Vă salut pe dumneavoastră, pe domnul Marin Kiser și în special pe surorile Popescu, da? Pe care le cunosc. Doamnă. De mult am fost și colege la ansamblu Altița. Cum vă numiți? Roșca Angela. Angela. Și mama mea a fost din Rasova. Da, da, doamna Bună Angela. Bună seara, Jenny. Te-am recunoscut. Bună seara. Da. Sunt două voci foarte frumoase. Da. Și vreau să dedic pentru nepoții mei. Angelo, Natalia, Adrian și Adriana. Cu mare drag, toate cântecile din această seară să fie pentru nepoții tăi, care eu îi văd zilnic, pe fiecare da. Zi. Și mulțumesc că ai grijă de ei. Cu mare drag. Și toate mulțumesc. Cântecile din această seară să fie și pentru nepoții mei, pentru Rareș Mihai, pentru Maria Amelis și pentru Ianis. Și pentru tot nepotul ei și al meu, pentru Ștefănuț, pentru că e ziua copilului. Da. Da, tot mulțumim, doamna... Mulțumim. Doamna Jenny, mulțumim mult de tot. În continuare. Mulțumim. O seară bună în continuare. Maestre, haideți să cântăm ceva. Vedeți cu ce instrumente ne pregătim acum. Maestru Chisăr se pregătește să ne cânte din nou. Și vedem cu ce instrumente. Thank you.
A fost maestru Constantin Chisăr și două instrumente populare, caval și ocarina. Ei bine, spuneai tu în Doina ta că ce e frumos trece repede și viața omului e frumoasă și trece repede. Așa important este că n-ai trecut degeaba prin viață. Hai să nu neapărat să-i arăt pe nepoții tăi la televizor, uite să se vadă acum, și să-ți mulțumească că este ziua copilului astăzi. Vă pupă și că, bunii. Și că bunica și lor îi salută de aici. Din, de aș fi avut foarte multe să arăt și coperțile tale cu primul tău disc. Record. Da, când aud Cucu cântând, ai discul cu Floarea din grădină, unde sunt toți cu concurenții. Uite câte multe lucruri aș fi avut să arăt, dar promit că voi realiza un film cu voi două și îl voi difuza integral. Trofeul Maria Lătărețu, care ți aparține, trofeul Maria Tănase, uite-o și pe Maria Tănase lângă Maria Lătărețu, ce poți să ai mai mult? Ți-a dat Dumnezeu de toate, dacă îți mai dă și sănătate, știi cum e. Mulțumesc lui Dumnezeu! Cât ești tânăr și frumos, întorci și lumea pe dos. Mă grăbesc ca să o las și pe ea să cânte ultimele două cântece. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, m-am bucurat că în această zi le-am avut. Pentru mine o emisiune de două ore, vreau să vă spun că este foarte puțin. Mie îmi trebuie emisiuni de 3-4 ore ca să mă satur, să am ce să vorbesc cu dumneavoastră. Dar, na, poate după campania asta electorală ne lungim. Dacă nu, o să urmăriți pe cele de la Craiova și o să le vedeți că sunt mai mari. Să fac o dedicație, da, pentru te rog. Familia mea. Merge. Pentru familia mea, pentru soțul meu Matei, pentru mama mea Elena, pentru băieții mei Dani și Mitică, pentru nurorile mele Delia și Simona, viitoarea noră, și pentru Ștefănuț și nepoții mei și Amelis. Pentru familia Tănase, verișoara noastră. Așa, de la Dejaru, pentru ea, pentru Orica și cumnatul Ilie și pentru Alin. Da. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați ales să fiți alături de mine în această seară. Promit în fața telespectatorilor că se vor reîntâlni cu dumneavoastră într-un material special, pentru că eu îmi doresc ca telespectatorii să cunoască adevărata voastră valoare și mulțumesc bunului Dumnezeu că existați pe acest pământ sfânt. Mulțumim. Din Gorj. Mulțumim. Pământul scăldat de apele Jiului și Gilortului și pe care l-au păstorit nume mari ale cântecului popular. Mulțumim. Vreau să mulțumesc colegilor mei din regia de emisie și din platou și voi încheia seara, doamnelor și domnilor, mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați urmărit și în speranța că emisiunea viitoare ne va găsi pe toți mai buni, mai drepți, mai înțelepți, Nelu Șerban, realizatorul emisiunii Porți Deschise pentru Cântec, vă mulțumește tuturor și vă invit să o ascultați în încheiere pe Maricica Popescu Bălășin. Încălzește toate văile, nu l-aș da pe toate fetele, nu l-aș da pe toate fetele. L-așteaptă seara la furcă, dar el nu vrea să se ducă. Dacă nu mă duc și eu, ce bun-i soarele meu. Încălzește toate băile.
să mă ia de tot. De durere am să mor și n-am niciun ajutor, mă. N-am cui spune dragostea să pot să uit durerea, mă. Neculița-l meu ca soarele încălzește toate făile. Nu l-aș da pe toate fetele, nu l-aș da pe toate fetele. Gura lui ca perisica a săruta pe alta, ochii lui ca domnule a vrut alta să-mi fure. Gura lui ca perisica a săruta pe alta,